Prin credință a fost mutat enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Vă rog respectos să reocupați locurile. Iubiții mei, este o bucurie întotdeauna să putem să stăm în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. M-am rugat mult pentru seara aceasta și am vrut ca Dumnezeu să dea ceva proaspăt pentru popor și totodată mesajul acesta să aibă un efect profund asupra mea înainte ca să-l prezint Bisericii. Cred că mesajele care vin ca revelație divină și care transformă predicatorul prima dată, pot să influențeze foarte mult poporul. Este mult mai ușor să predici ceva care te-a schimbat pe tine. Este mult mai ușor să aduci mărturii ale lucrării Duhului Sfânt în viața ta și este mult mai bine să povestim minunile lui Dumnezeu care deja s-au întâmplat în viețile noastre. Bineînțeles că într-o biserică creștină penticostală unele dintre cele mai relevante predici au de a face cu pocăința. Și în seara aceasta vom vorbi despre pocăință. însă ceea ce am să prezint este ceva foarte ciudat. Este ceva ce încă n-am auzit prezentat, ceva care și eu când am meditat la lucrul acesta M-a pus pe gânduri foarte mult și m-am gândit, oare chiar se poate să se întâmple lucrul acesta? Și m-am uitat la viața mea și mi-am dat seama că și eu falimentez în zona aceasta și probabil că mulți dintre dumneavoastră care veți călători cu mine prin cuvântul din seara aceasta, vă veți regăsi în anumite imagini care am să le prezint aici la dumneavoastră. O problemă care noi avem în vremea în care noi o trăim cu pocăința este o stare de plictisială, o stare de suprasaturație, o stare de avem de toate, avem prea mult și nu ne mai bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne dă. Ne-am obișnuit cu prea bine, cu prea mult, prea des și falimentăm să recunoaștem că Dumnezeu ne face atât de mult bine și ne iubește așa de mult și ne îndeamnă la pocăință pentru că vrea să semănăm mai mult cu El. Nu vreau să vă spun că suntem plictisiți de biserică, deși deseori se întâmplă și lucrul acesta. S-au plictisiți de anumiți predicatori, sau au plictisiți chiar de rugăciune, ceea ce e foarte tragic. În comun ajungem să ne plictisim de multe lucruri și le chiar afirmăm prietenilor noștri. Dar personal este o durere mai profundă, mai adâncă, pentru că devenim plictisiți de pocăință. Și mesajul care am să-l prezint în seara aceasta este intitulat Plictisiți de pocăință. Adică m-am săturat să mi se tot spună Pocăiește-te! M-am uitat să văd ce înseamnă plictisiala și în text și în alte uh, pasaje biblice să văd oameni care au fost plictisiți și mi-a dat seama că, primul rând, plictisiala înseamnă sătul. Sătul. Oameni care pur și simplu au mâncat foarte mult, foarte bine și parcă nu mai au poftă de absolut nimic. Noi ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este viață și viață sufletiască, duhovnicească. Și trist este că anumiți oameni care se hrănesc din acesta pot să ajungă la o saturație. Eu nu înțeleg lucrul acesta, pentru că David nu se sătura de cuvântul Domnului. Iisus Hristos nu se sătura de părtășia cu Tatăl. Pavel era gata să-și piardă chiar dreptul de moștenire al împărăției lui Dumnezeu, doar să-și câștige poporul pentru Dumnezeu. Moise, de asemenea, era pregătit să aibă numele șters, doar ca poporul lui să fie câștigat pentru Dumnezeu. Nu pot să înțeleg cum oamenii pot să se plictisească, să fie suprasaturați de pocăință. Chiar să se enerveze. Sunt oameni care se enervează dacă le spui să se pocăiască. Am o, să zic, o rudă mai îndepărtată și de fiecare dată când mă întâlnesc cu această persoană îi spun când ai să te pocăiești. Și ea plânge și nu poate să-mi răspundă. Și cineva mă cotește și îmi spune, Nati, o enervezi. De fiecare dată când te întâlnești cu ea, îi spui lucrul acesta. Și ea locuiește în Elveția și noi locuim între România și Australia și ajung odată în Elveția cu altă lucrare, nu neapărat să merg la evangelizare acolo, aterizez pe Zurich și cumva un frate de acolo, probabil că știți fratele distroia află de aterizarea mea și în timp ce mă așteptam bagajul, mă sună și spune, Nati, am auzit că vii în Elveția și spun, îți chiar în aeroport la Zurich. Și zice, mâine vreau să vii la program, la biserică. Și mă trezesc în program și în timp ce predic Evanghelia, intră rudenia mea în biserică. Tânăra aceasta nu vine la biserică, nu frecventează o biserică, dar așa a orchestrat Dumnezeu evenimentul ca să asculte din nou Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și când am discutat cu ea după program, vrea să discute orice altceva decât pocăința. Ca și cum, Nati, te înțeleg, dar până aici am, știi? Am destulă pocăință, am auzit de ea, dar nu se pocăiește. Suprasaturați de chemare. Probabil că ești în seara aceasta aici și ești sătul de invitația părinților tăi. Și părinții spune, mă copile, pocăiește-te. Mă, fată, puneți viața în ordine. Și câteodată îți vine, îți vine să strigi și să spui, m-am săturat. Mai lăsați-mă odată. Și mama plânge și tata plânge și suferă și se roagă frații și surorile la biserică ca să te trezești și totodată. Și când afli lucrurile acestea, parcă te enervează mai tare, pentru că nu ești încă pregătit nu ești încă lut în mâna olarului și încă nu ești pregătit să faci pasul acesta. De ce? Pentru că îți place ceva în lume. Pentru că te plictisește pocăința, atracția de Dumnezeu. Încă n-ai gustat dulceața lui Dumnezeu. Spune Absalmistul, cuvântul tău, cuvântul Domnului Isus Hristos, este mai dulce ca mierea, este mai dulce ca fagurul. Știți, dacă vreți, dacă aveți prieteni apicultori sau stupari, întrebați i dacă nu-L cunoaște pe Domnul, cei mai dulce ca mierea? Și imediat îi blocați. Dar voi știți că sunteți copiii lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului e mai dulce ca mierea. Când îl guști, acesta aduce o dulceață. Și noi cântăm o cântare, am cântat-o. Acum nu-i mai la modă, probabil, dar trebuie să nu piară niciodată nici cântecele vechi. Cântăm noi o cântare care spune Abia acum gustăm dulceața și harul noii tale vieți, căci tu ne porți din slavă în slava atât mii de frumuseți. Știți ce vrea mama ta și tatăl tău și ce vrem noi ca biserică? Să guși dulceața. Să guși dulceața Domnului Isus Hristos. Să nu fii plictisit de cuvânt. Știți ce interesant este pentru mulți oameni? Când vor să doarmă seara și au insomnie, știți ce fac? Citesc cuvântul și imediat adorm. Foarte interesant. Orice altceva fac, nu adorm. Când citesc cuvântul, adorm. Plictiseală de pocăință. Nu-i dulce cuvântul. Nu s-a de cuvântul Domnului. N-au gustat încă dulceața cuvântului Domnului. Probabil că am menționat aceasta în biserică la dumneavoastră. Vin dintr-o familie pocăită. Și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta. Dintr-o familie de oameni creștini care s-au temut de Dumnezeu. Am învățat de la Tatăl meu să iubesc Cuvântul. Și Tatăl meu a iubit Cuvântul, lui, cuvântul Său. Și primul lucru care l-a făcut când a venit în Australia a învățat rugăciunea Tatăl nostru în limba engleză pe de rost. Pentru că vroia să guște Cuvântul Domnului și limba aceasta. Pentru că în vremea aceea, când el era în trup aici, în România, se învăța limba rusă și trebuia să învățăm limba rusă. Probabil că majoritatea încă mai țineți minte lucrul acesta, mai puțin cei mai tineri. Noi nu învățam engleza, învățam rusa, știți? Literele alea ciudate. Am fost azi dimineață în Serbia și mi-am dat seama că și de acolo au fost date peste cap și au dus literele acestea ale noastre românești și alfabetul acesta latin. Dar acolo, în vremea aceea, în perioada tatălui meu, era limba rusă. Și tatăl meu, pentru că vroia să guște cuvântul Domnului, și-a luat Biblia în limba rusă. Și-a învățat versete din Biblie în limba rusă. Și de multe ori îmi întreba, tată, dar dumneavoastră înțelegi ce citesc? citești? Și spunea, el nu înțeleg, dar mă uit la referința în limba română și parcă sună altfel, să laud pe Domnul în altă limbă. iubia cuvântul. Iubia cuvântul, o gustat dulceața cuvântului lui Dumnezeu. La vârsta de 52 de ani, cu Biblia deschisă, în genunchiat, cu o lacrimă în ochi, una pe Biblie și una în ochi, a murit și s-a dus în ceruri să trăiască veșnicia cu Dumnezeu, fără boală, fără suferință, fără durere. S-a dus cu Dumnezeu până la capăt a gustat dulceața lui Dumnezeu. Omul ăsta nu s-a plictisit de pocăință. L-a iubit pe Dumnezeu. Știți, noi iubim copilașii. Și când vedem un copilaș care leargă, zici, măi, te-aș mânca. Știți, se întâmplă? Îți vine să-l mânci, de ce? Nu că îți vine să-l mânci, că nu ești canibal. Îți vine să-l mânci că ți drag de el. ți drag de el, nu? Probabil că ai spus și soțului tău, l-ai prins de fără și să-i spui după un buchet de la frumos și o ciocolată sau o, eu știu, ți-o pus via în picioare sau eu știu, ți-o ți făcut o lucrare acasă, îi spui, măi bărbatul, îmi vine să te pentru ce ai făcut. Dar nu-ți vine să-l mângi. ți așa dar, drag de el încât pur și simplu l-ai consuma și tu pe ea. Ei, când cuvântul Domnului Isus Hristos ne ne vine așa de drag, să-ți vină să-l mănânci, să-L iubești așa de mult, eu îți garantez că nu te mai plictisești de pocăință. Eu îți garantez că nu te mai plictisești de Dumnezeu. Eu îți garantez că nu te mai plictisești să absorbi, să consumi din divinătate. Cuvântul lui Dumnezeu este viață. Cuvântul lui Dumnezeu este bunătate, cuvântul lui Dumnezeu este lumină, cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este pace, cuvântul lui Dumnezeu este speranță, cuvântul lui Dumnezeu este nădejde, cuvântul lui Dumnezeu este siguranță veșnică. Nu se poate să fim plictisiți de Dumnezeu, nu se poate să fim plictisiți de pocăință, nu se poate să fi plictisiți de cuvânt, nu se poate să fim plictisiți de rugăciune, nu se poate să fim plictisiți în casa Domnului. Nu se poate. Și dacă ești, problema nu-i la biserică, problema nu-i la păstor, problema nu-i la conducătorul de rugăciune, problema nu-i nici la părinții tăi. Problema e la tine, că ești tânăr, bătrân, fată, băiat, om în vârstă. Pocăința te atrage de Dumnezeu. Dragul meu, nu este altă cale spre Dumnezeu decât pocăința. Dacă lucrul acesta nu te atrage, dacă lucrul acesta îl faci superficial, știți când suntem plictisiți facem lucruri superficiale, superficiale, adică lucruri la suprafață, minimaliști. Care e absolut minimul care să-l fac să ajung și eu în ceruri? Care absolut minimul să-l fac să fiu bine cu Dumnezeu? Știți care e una dintre înșelăciunile diavolului din vremea în care trăim noi? Să te minte, să spună, ești ok, ești bine așa cum ești. Dragul meu, reperul vieții tale nu sunt minciunile diavolului. Reperul vieții tale nu-i mass media și televizorul și îmbrăcămintea și toate celelalte lucruri care se întâmplă pe ecran sau în ziare sau pe străzi. Reperul vieții noastre este cuvântul lui Dumnezeu și viața Domnului Isus Hristos. Nu putem să trăim o viață superficială. O viață superficială este o viață plictisitoare. Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Și dintr-o dată nu mai avem chef. Am auzit de Dumnezeu. Dar e mare lucru să-L cunoști pe Dumnezeu. Și mai mare lucru să te cunoască Dumnezeu pe tine. Să te cunoască Dumnezeu pe tine. Și noi n-ar trebui să, să, spunem, ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt sau ai Duhul Sfânt? Ce ar trebui să spunem, te are Duhul Sfânt pe tine? Mă înțelegi? Adică ești, ești apartenent Duhului Sfânt, te poate folosi Duhul lui Dumnezeu? Se poate folosi Dumnezeu de tine? Ești cu adevărat conectat cu cerul, cu Dumnezeirea? Pentru că dacă ești conectat cu Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu viu și adevărat, care transformă vieți și viața ta a fost schimbată de Dumnezeu, nu poți să te plictisești pe calea pocăinței. Nu se poate. Dar dacă ești superficial, dacă te mulțumești cu foarte puțin, dacă te mulțumești cu o religie, dacă te mulțumești cu apartenența unei biserici sau unui preot sau unui păstor și spui, o, mă cunoaște la vine și rezolvă, o, merg acolo de atâtea ori pe an, de atâtea ori pe săptămână, mă închin, vin, fac zeciuială, dau dărnicie, fac milostenie, aprind lumânări, le fac pe toate! Dar dacă nu ai o părtășie intimă cu Cel care te-a creat, cu Creatorul tău, care este un Dumnezeu prin dragoste și vrea să-și arate dragostea față de tine și știi ce vrea de la tine? Să-i răspunzi cu aceeași dragoste lui. Tu ești creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a suflat în tine și în arele tale suflu de viață. Din veșnicie te-a creat Dumnezeu și vremea aceasta te-a pus în timp și în spațiu ca să faci o hotărâre nobilă în viață. O hotărâre de care depinde eternitatea și veșnicia cu Dumnezeu. O hotărâre de a te întoarce cu căință spre El și a accepta dragostea Lui în dreptul tău. Viața noastră este scurtă și noi am cântat, fratele Ion a cântat și toți ceilalți am cântat despre Cer. Nu v-ați întrebat de ce cântăm așa de mult despre Cer? Pentru că iubim Cerul. Pentru că noi am venit din Cer, de la Dumnezeu. Și destinul nostru final este cerul. Și ne aflăm aici pentru o perioadă scurtă. Când ai fost ultima dată la cimitir? Pe morminte, pe cruci, pe stâlpii care sunt în cimitir, sunt scrise numele decedatului, apoi se scrie data nașterii și data morții lui, nu-i așa? Și între data nașterii și data morții este ceva. Știți ce este? O liniuță de lățimea unei dălți. Știți ce e aia? Viața. Nu-i nu lungă, așa-i? Atât. O părticică. Dar undeva, linia aia ar trebui întreruptă. Și destinul vieții total schimbat. Linia aia ar trebui întreruptă odată și viața ta ar trebui schimbată linia aia, undeva pe parcursul acelei mici liniuțe, între data nașterii și data morții, să fie un punct care schimbă traiectoria vieții tale. Întâlnirea cu Dumnezeu, pocăința. De ce chemăm oamenii la pocăință? Chemăm oamenii la pocăință pentru că Dumnezeu așa a hărăzit El să ne cheme, să ne întoarcă înapoi. Fiecare din noi suntem păcătoși, fiecare din noi l-am falimentat pe Dumnezeu, fiecare din noi am căzut undeva de-a lungul vieții. Dumnezeu ne-a dat decalogul, ne-a dat poruncile lui, ne-a dat legile și la toate acestea rând pe rând am falimentat. Atunci Dumnezeu a pășit în istorie, în Domnul Isus Hristos, să schimbe istoria. Dar nu să schimbe doar istoria pământului și a lumii, ci să schimbe istoria ta și istoria mea, în modul cel mai personal. S-a făcut el păcat pentru mine și pentru dumneata și eu pot poseda sfințenia lui prin credința că el a murit pentru mine în locul meu și el îmi dă iertare și mă trece direct sfânt înaintea lui Dumnezeu. Ca să posedez aceasta, trebuie să mă căiesc înaintea lui, să mă pocăiesc, să-mi pare rău, să pară rău și să mă întorc spre el. E ca și cum eu aș porni pe calea șagului și cineva mă întreabă și îmi spune, domnule, unde mergi? Și eu spun, la Arad. Și îmi spune, domnule, dar dumneavoastră ați pornit pe calea șagului. Mergeți spre Jebel, spre Stamura. Vedeți că nu sunteți pe calea cea bună. Și eu îi spun, te rog, lasă-mă că știu eu. Am religia mea, am GPS-ul meu, am harta mea, am GPS-ul și pe telefon, am peste tot, te rog frumos. Eu știu. Eu știu Timișoara, eu știu orașul ăsta, eu încolo mă duc. Și ajungi la alt colț, la celălalt sens gerator și altcineva îți spune, Domnule, drumul ăsta nu duce la Arad. Tu, mergând pe drumul ăsta, te depărtezi tot mai mult de Arad. Ei, ajung la capătul Timișoare și dintr-o dată văd Stamura Moravița și îmi dau seama că dacă continui așa, ies și din România. Ei, dacă eu conștientizez undeva pe cale și mă întorc, Înseamnă că mă pocăiesc, înseamnă că mă căiesc, înseamnă că îmi dau seama că sunt greșit și mă întorc înapoi în direcția spre Arad. Pocăința este asemănătoare, mult mai profundă. Este ca și cum tu te duci pe o cale și calea asta te depărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Nu neapărat calea șagului te depărtează de Dumnezeu, dar drumul pe care mergi te depărtează de Dumnezeu. Vreo seară ca aceasta la un semafor, la un sens giratoriu, mă opresc în dreptul tău și spun, dacă nu ai conștientizat până acum că ești un om păcătos și nu te-ai căit înaintea lui Dumnezeu, vreau să spun că drumul pe care mergi este un drum care te duce în iad și departe de Dumnezeu. Ei, tu ai posibilitatea să mă asculți, să crezi ceea ce spun bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu și să te întorci. Și întoarcerea aceasta este numită pocăință. Ai posibilitatea să mă ignori și să continui așa. Dar vreau să spun că la capăt de drum nu te mai așteaptă Dumnezeu. Și cred că nici nu vrei să știi cine te așteaptă. În Biblie avem un om care a ales să umble cu Dumnezeu și despre el vreau să vorbesc în minutele care urmează. Oamenii plictisiți de pocăință sunt oameni care sunt superficiali, oameni care sunt la suprafață, oameni care sunt sătui și am mai găsit o definiție tot în Dex. Oameni care au sufletul gol. Sufletul gol sunt oameni plictisiți. Oameni care au un gol în suflet și n-au cu ce să-l umple. Oamenii aceștia sunt plictisiți, neîmpliniți. Lumea are soluțiile ei pentru oamenii plictisiți, în mod special divertismentul sau entertainmentul, cum spunem noi, Încearcă să ne aducă tot felul de lucruri, filme, meciuri, mai știu eu, orice ca să-ți ia gândul, să te poți distra pentru o vreme, să-ți poți petrece pentru o vreme, împliniri care sunt imediate, temporare, efect scurt, dar de multe ori cu dureri și amărăciune. Oricine care a susținut o echipă de fotbal, să zic, să fie un fan nebun la fotbal, vreau să spun că undeva echipa aia te-a falimentat. nu e așa? Chiar dacă o fi fost cea mai bună echipă din lume, și a fost temporară, 2, 3 ani, 5 ani, cât a fost o forță. Și după aia, într-o seară, ai stat și a început să plângi, poate, la un meci și ai spus, nu se poate să piardă echipa mea. Ba se poate. Ba se poate. Te vor falimenta. Toate lucrurile din lumea aceasta te vor falimenta. Mă mir că nu ne plictisim de ele, chiar dacă ne falimentează. Dar cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne falimentează niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu este același ieri, iar și în veci. Sunt 32 de mii de făgăduințe în Biblie. Câte din ele le cunoști? Câte din ele ți le personalizezi? Câte din ele ți le spui zilnic? Cu câte din ele te apropii de Dumnezeu? Câte din ele ți le însușești? Poți să ai o viață plictisită? Poți să ai un gol în suflet în lumea aceasta când știi că poți să-L ai pe Dumnezeu în viața ta? Poți să pleci din seara aceasta de aici un om ratat, un om falimentat, un om cu un gol în suflet? Că știi că Dumnezeu poate să-ți umple golul inimii? Că știi că Dumnezeu poate să -ți aducă pace? La care farmacie din municipiul Timișoara poți tu să cumperi pace? Poți să ai mii de euro în lumea aceasta și nu vei putea cumpăra pacea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pacea care întrece orice pricepe, vă va păzi gândurile, inima în Iisus Hristos. Această, aceste lucruri care le oferă Domnul, prin Duhul Său, prin dragostea Sa, prin harul Său, astea nu spământești, nu sunt temporare. Astea se eternie și au menire veșnică să lucreze la Sufletul tău. Dumnezeu nu ți dă o injecție să te rezolve. Când Dumnezeu binecuvântează, știți cum face El? El toarnă. El toarnă binecuvântări peste tine. El toarnă Duhul Său cel Sfânt peste noi, El toarnă har peste noi, El toarnă mântuire, El toarnă binecuvântare. Acesta este Dumnezeul în care noi ne îmbărsămăm și ne desfătăm și ne bucurăm. El care se ocupă de nevoile noastre, de aceea îl glorificăm pe El, de aceea lăudăm pe El, de aceea îl binecuvântăm pe El. Vreau să vedem soluția cerească. Cum putem să scăpăm de plictisială în pocăință? Haideți să vă spun ce trebuie să facem. Ne uităm la Enoch în seara aceasta, omul care știți ce a făcut. A umblat cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu. Omul acesta spune că la un moment dat în viața lui, în viața lui, în acea altă, undeva a făcut un punct de referință și a spus, de azi înainte voi umbla cu Dumnezeu. Mă gândesc, bazat pe ceea ce spune în Geneza. Că punctul acesta s-a întâmplat când Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a dat un fiu. Te întreb în seara aceasta: De câte ori te-ai închinat înaintea Domnului și Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea? De câte ori te-ai întors să-i mulțumești lui Dumnezeu cu o hotărâre nouă? De câte ori te-a scăpat Dumnezeu și nu trebuia să te scape și totuși te-a scăpat? Ți-a schimbat viața? Ai luat o hotărâre? să umbli cu El, să-i faci cinste, să-L glorifici, să-L auzi? Sau ai uitat deja de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Vreau să vă spun că sunt atâtea evenimente în viața mea prin care Dumnezeu m-a scăpat și în fiecare zi parcă Dumnezeu mă scapă și se ocupe de mine. Mi-e așa de greu deseori. Deseori mă țin de anvoane ca să nu alunec, să nu cad, că sunt atâta de obosit. Și parcă toate, toate imaginea deseori îmi fuge. Dar stau în picioare și Dumnezeu mă ajută, mă ajută, mă ajută să merg mai departe. Azi dimineață ne-am trezit de vreme, am plecat în Serbia. Mulțumim celor de, de la, Elim care se duc în Serbia și ajută lucrarea de acolo. L-am lăudat pe Domnul, la frații noștri în Banatul Sârbesc. Am venit înapoi aici și vrem să lăudăm pe Domnul în seara asta. De ce vă spun? Vă spun că viața nu-i plictisitoare cu Dumnezeu. Viața e plină de elan, plină de, plină de viață plină de acțiune. Niciodată nu mă plictisesc cu Domnul. Niciodată nu mi, nu mi să zic, să fiu fără chef pentru El. ci ard pentru el, pentru că știu că mi-a făcut bine. Mă întreabă anumiți oameni și spune, Nate, după ce te mai întorci în țară, după ce mai mergi și nu mai ai gătat un turneu și începi unul altul. Și spun, nu mai pot, pentru că dragostea lui Dumnezeu mă constrânge. Mă cuprins Dumnezeu cu dragostea lui și o sădit în mine un foc care arde. Și cât arde focul ăsta, vreau să-l expun și vreau să las pe el să strălucească. Pentru că nu se poate altfel, nu există o altă viață. Orice altă viață ar fi faliment, orice altă viață ar fi eșec, orice altă viață l-ar neciști pe el. Și luptăm pentru aceasta și mă lupt pentru aceasta și nu vreau să mă plictisesc niciodată cu pocăința și cu Dumnezeu. Cheia este acțiunea. Cheia este să mergi să te expui. Cheia, este să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale. Omul lui Dumnezeu a umblat cu Dumnezeu. De la vârsta de 65 de ani, Biblia spune că el a început să umble cu Dumnezeu. Evenimentul care s-a întâmplat în viața lui l-a marcat așa de profund încât el a făcut o decizie fermă. Imaginez că s-a dus la soția lui și a spus de azi o să umblu cu Dumnezeu. Și femeia i-a fi spus, bine, nu femeie, de azi o să umblu cu Dumnezeu. Probabil că nici nu l au înțeles. Probabil că în seara aceasta ești aici ca prieten, ca și cunoscut, ca și, eu știu, cineva te-a dus aici. Și probabil că în seara aceasta Duhul Domnului îți vorbește că și tu trebuie să umbli cu Dumnezeu. Și probabil când vei pleca de aici și vei spune oamenilor, m-am hotărât să umblu cu Dumnezeu, v-ar spune, păi ce înseamnă asta? Haideți să spun ce înseamnă asta, ce a făcut Enoch. În primul rând, Enoch a crezut că Dumnezeu există. Iată ce spunea el, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Enoch, ce ai făcut să fii plăcut lui Dumnezeu? Am crezut că Dumnezeu există. El a crezut că Dumnezeu există. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Dacă vrei să te apropie de Dumnezeu, să schimbi golul din sufletul tău, să schimbi plictisia la vieții tale, trebuie să crezi că El este că El există. Și Dumnezeu există. Cineva și imagina că merge înapoi în timp la primul om, la Adam, și îl întreabă pe Adam, măi Adame, spune -mi și mie unde pot să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Și Adam i-a spus, nu întrebi, corect, nu întrebi, corect. Întreabă unde te poți ascunde de Dumnezeu, că Dumnezeu este peste tot. E mare lucru să crezi în Dumnezeu. Știți că mulți oameni pretind că cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Dacă crezi că Dumnezeu există, unde e Dumnezeu? Iată ce spunea psalmul, psalmistul în psalmul 139. unde e Dumnezeu? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe în gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Unde-i Dumnezeu? Peste tot. Dumnezeu este peste tot. Enoa a crezut că Dumnezeu este peste tot și și-a propus să o umble cu El. Că dacă e peste tot, asta înseamnă că pot umbla cu El peste tot. Și asta pe mine nu mă mai plictisește. Asta mă face gol și descoperit înaintea Lui și asta pe mine nu mă deranjează. Când îl fac pe Dumnezeu stăpân al vieții mele, asta înseamnă că mă deschid înaintea Lui cu toată inima și las Domn să fie în toate cămăruțele vieții mele. Nimic ascuns în mine unde să nu pătrundă Dumnezeu, ci total deschis lui Dumnezeu. Total deschis lui Dumnezeu. Tu împătrunzi inima, tu împătrunzi gândul. Nici nu mi ajunge vorba pe buze, Doamne, și Tu o cunoști întru totul. Dumnezeu ne știe absolut cu totul. Oricum ne știe, dar e minunat când noi ne deschidem Lui și lăsăm domnia Lui să vină peste noi. Când îl lăsăm pe El să fie Dumnezeu peste viața noastră, când îl lăsăm pe El să-și manifeste puterea în viața noastră și aceasta să o facă în fiecare zi. Și noi să umblăm cu El în fiecare zi. Enoch credea că Dumnezeu există. Și pentru că credea că Dumnezeu există, s-a luat de mână cu Dumnezeu și a început să umble cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care pretind că Dumnezeu există. Vă întreb, dacă fratele Dumitru Moț ar veni să locuiască cu dumneavoastră în casa dumneavoastră pentru o săptămână, să doarmă în camera de oaspeți, să mănânce cu dumneavoastră la micul dejun, la prânz, la cină și să facă lucrul acesta pentru o săptămână. În căminul vostru, acolo unde stați patru băieți într-o cameră sau patru fete, în casa dumneavoastră și să stea o săptămână cu dumneavoastră. Vă întreb, V-ați schimba ceva în mersul vieții voastre? V-ați schimba ceva atitudini, ceea ce ați face? V-ați ruga mai des? Ați citit cuvântul mai des? Ați vorbi altfel cu soția dumneavoastră, cu soțul dumneavoastră? Ar fi schimbare acolo? Probabil că ar fi schimbare, nu e așa? Dar dacă s-ar duce și la serviciu cu tine, o săptămână de zile, ar fi schimbare acolo? Cum ai munci? Câte telefoane personale pe zi ai da? Câte SMS-uri, de câte ori te-ai duce pe Facebook <laughs> și pe chat? Mă înțelegeți? Te întreb în seara aceasta, un pastor care să vină în viața ta pentru o săptămână să stea cu tine, ți-ar aduce schimbare? Dacă da, te întreb, dar un Dumnezeu care-i vești cu tine? Cel care a făcut ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel care a făcut urechea s-ar putea să nu audă? Ne frică de un om și îl respectăm și ne schimbăm atitudinea. Dar de Dumnezeu care e veșnic cu noi. Ascultă-mă bine în seara asta. E mare lucru să crezi că Dumnezeu există. E mare lucru să crezi că Dumnezeu există. Asta nu e o viață de plictiseală îți garantez că atunci când crezi cu adevărat că Dumnezeu există, nu vei mai fi plictisit de pocăință. Pocăința va fi la ordinea zilei. Nu-ți va ajunge cuvântul pe buze și tu te vei pocăi de el. Amin? Amin. Nu-ți va ajunge ura la inimă și tu vei ierta. Nu-ți va ajunge nervii la cap și tu îi vei elimina. În toate domeniile vei umbla cu Dumnezeu. Mare lucru o să crezi că Dumnezeu există. Eno a crezut că Dumnezeu există și a umblat cu Dumnezeu știi cât, știți câți ani? 300 de ani. Noi să umblăm mai mult cu El. Să umblăm veșnicia cu El. Amin? Da. Dar știți ce îmi place la Eno? Că nu și-au propus să umble cu Dumnezeu. Doamne, umblu cu tine 100 de ani și după aia umblu eu în ale mele. Înțelegi? Să facă plan, să facă târg cu Dumnezeu pentru restul vieții lui umbla cu Dumnezeu. Când crezi că Dumnezeu există cu adevărat și când te hotărăști să umbli cu El și să scapi de plictisia la vieții, vreau să spun că hotărârea asta o faci pe viață și să umbli cu Dumnezeu restul vieții tale. Dumnezeu să-ți ajute! Un alt lucru care Enoch l-a făcut, a crezut că Dumnezeu există, Enoch a mai crezut ceva, ceva foarte important. În Iuda 14, versetele 14 și 15, Spune acolo că despre ei a profețit uh, Enoch când a spus că Dumnezeu va veni știți cu ce? Cu o judecată. Al șaptelea patriarh de la Adam, Enoch, de șapte generații de la Adam, credea într-o judecată care va fi la sfârșitul lumii. Și cei mai mulți dintre oameni în vremea aceasta nu cred într-o judecată. Cei mai mulți oameni nu cred într-o judecată. Te întreb, prietenii tăi, colegii tăi, Crede că Dumnezeu o să judece lumea? Chiar cred lucrul acesta? Spun da, o să fie cumva, dar Dumnezeu m-am întâlnit recent cu o prietenă, cu o fostă vecină de-a noastră și ea e o femeie foarte bună și face fapte vrednice și face parte dintr-o biserică clasică de aici, din, din, din județul Arad. Și m-am întâlnit cu ea și am spus, cum ești? Și mi-a spus, mă lupt să fac fapte vrednice ca la capătul vieții mele să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și a spus, nu-i rău că faci lucrul acesta, dar trebuie să asculti și de Dumnezeu. Faptele nu te mântuiesc, Hristos te mântuiește. La capătul vieții tale, Dumnezeu nu o să te întrebe câte fapte bune ai făcut și câte fapte rele bune ai făcut, să ți le pună într-un cântar și dacă ai făcut mai mult bine ca rău, o să te treacă în cerul. Nici vorba. Asta e o falsă. Asta e o țeapă în termenii timișoreni. Nu lăsa ca diavolul să te înșele, ascultă-mă bine. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Singura cale spre Dumnezeu și să scăpăm de judecată este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu există altă cale, orice faci, orice bine faci, dacă nu-i făcut de Hristos Iisus, este o faptă moartă. Și faptele moarte nu sunt bune de nimic. Iisus Hristos a făcut totul pentru tine ca tu să fii mântuit. Nu mai poți să adăuga nici o virgulă la ce a făcut Domnul Isus Hristos. Absolut nimic decât să primești și să-ți însușești jerfa Domnului Isus Hristos, moartea lui în dreptul tău. Plata păcatului este moartea și pentru că tu ai păcătuit, tu meriți să mori. Și eu merit să mor și să te pe aceeași cale, dar eu mă opresc pe calea asta și spun, Doamne, dacă Tu ai murit pentru mine, pentru păcatele mele și eu pot să primesc perfecțiunea Ta, neprionirea Ta, Păi eu mă las de ele și mă întorc cu fața spre tine, mă pocăiesc. Și ziara aceasta te invit să te întorci și tu, adică să te pocăiești și tu și să te întorci de la calea ce are să vii spre Dumnezeu ca să-ți ierte păcatele și să scapi de judecata viitoare. Vreau să spun că există o judecată. Enoch, când a umplat cu Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui, el a fost conștient de judecata viitoare. Când umbli cu Dumnezeu cu adevărat, când nu te plictisești de pocăință, știi Că vine o zi a judecății. Știi că vine o zi a judecății. Ce-i viața ta că noi un cântec, e o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi, la ultima portiță, ce-ai scris pe-a drumului tăbliță, nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt și fapte rele rămân pe veci ca într-un album. păzi scrisul tău de stele, de-ai pune mări întregi să spele. Nu se mai șterge nici de cum. dar place că autorul vine cu soluția. Și spune, Iisus, pe lemn, ța. Aleluia. Îmi place versetul ăsta. Iisus, e prețul tău acum. Te face alt ca lămâița. Știți, când mergeam noi la nuci și ne pătam și luam lămâița să ne, să ne ștergem petele de pe nuci și cu lămâița, nicio soluție din lumea asta nu ne putea șterge mâinile, nu ne putea curăța mâinile de la nuci decât lămâița aia puternică. Și spune autorul și. Tot ce a, ce a scris pe drum, pe nița, nu se mai vede nici de cum. Iisus Hristos, sângele Domnului Iisus Hristos, poate să șteargă trecutul nostru. Dacă noi ne judecăm astăzi, scăpăm de judecata viitoare. Ce har! Ce veste minunată! Biblia spune că e vestea bună a lui Dumnezeu. Știți pentru cine e bună? Pentru cei ce o iau ca veste bună. Pentru ceilalți o veste rea. Știți de ce e rea? Pentru că Biblia ne vorbește despre o judecată. Și oamenii nu vor să ajungă la judecată și nu vor să se pochească, dar nu este alternativă. M-aș bucura ca în seara aceasta pentru toți vestea Evangheliei să fie o veste bună. Că Dumnezeu dă viață și ne scoate din la vieții acestea. Și pocăința nu-i plictisială. Pocăința este o viață vie și o umblare zilnică cu Dumnezeu care ne scapă de judecata viitoare, lăudat să fie numele Său. Un alt lucru pe care Enohul credea în umblarea sa cu Dumnezeu este acesta. La capătul versetului 6 spune, el credea că răsplătește pe cei ce îl caută. El avea convingerea aceasta că Dumnezeu aduce o zi a răsplătirii. Când ești pocăi cu adevărat, nu mai ai pretenții la răsplata oamenilor. Știi că vine o zi a răsplătirii. Omul acesta, Fratele Ion Timofte e un om greu, dar e un om care îl iubește pe Dumnezeu. Are șuruburi în șold, discurile sunt date la o parte, are tensiune și multe alte boli. Și normal ar trebui să stea acasă și să fie plictisit cu pocăința lui. Dar se scoală în fiecare dimineață și el nu poate să-și pună ciorapii cum ți pui tu și eu, el a luat un cuier de haine și folosește cârligul de la cuier să agațe ciorapul să-și îl tragă, pentru că nu se poate a pleca din, din cauza spatelui și a coloanei să-și pună ciorapii și papuci în picioare. Și călătorește în toată lumea că e de Domnul și că crede în răsplătirile divine. Mă înțelegeți dumneavoastră pe mine? E mare lucru să crezi că Dumnezeu există să crezi într-o judecată și să crezi că vine o zi a răsplătirii. Oamenii care cred într-o zi a răsplătirii, niciodată nu o să plictisească de pocăință. Pentru că ei știu cine vine cu răsplata. Ei știu pe Domnul pe care îl slujesc. Ei știu cui se raportează. Ei știu de ce se trezesc dimineața, de ce își sufolcă mânicile, de ce pleacă la lucru, de ce vine și face, de ce se luptă, de ce trage brazdă, pentru că știe că vine o zi a răsplătirii. Și nu-și așteaptă răsplata de la oameni de aici, ci și așteaptă răsplata de la Dumnezeu. E mare lucru să crezi într-o zi a răsplătirii. Vă spuneam de mama mea, cred că aici în biserică, cum îl lăuda pe Dumnezeu și se jărfia pentru noi copii. Avea exemă pe degete, spăla rufele cu săpun de leșie, făcut din sodă caustică, ceea ce nimeni, nici n-am pune mâna pe el astăzi. Și ne freca hainele la șapte copii încovată, și când cânta și lăuda pe Dumnezeu, îi cădeau lacrimile acolo, în, în ligheanul ăla în care ne spăla hainele. Și ea se desfăta în Domnul. Și știa, știa că vine o zi a răsplătirii. Lupta, trăgea, eram neînțeleși. Vecinii noștri se rădeau de noi, se rădea de mama care are prea mulți copii, se rădea de tata că nu vrea să lucreze duminica și că pleacă pe sade cu Evanghelia și zicea nu ți-ai grijă de copii și încerca să ne hulească cât de mult puteau dar mama era încorată cu ochii înspre cer știa că vine o zi a răsplătirii eroii credințe pe care încă îi mai avem în viață astăzi stau în picioare astăzi pentru că știau că vine o zi a răsplătirii oamenii lui Dumnezeu cunosc că într-o zi Dumnezeu le va da răsplata și nu mai așteaptă răsplata de la oameni nu mai așteaptă să-i înalțe cineva, nu mai așteaptă să le dea bani cineva, ci trag brazdă și trag în jug, ancorați în veșnicie. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Să crezi într-un Dumnezeu viu și adevărat și să crezi că într-o zi El îți răsplătește tot ceea ce faci. Spun versul unui cântec. Voi ce ați mers tot înainte și ați fost tot timpul gata, bucurați-vă de acum. Iată-L vine, spune tare biserica cu răsplata, așa zice, ca să dea pentru amarul și durerea ce a trecut, știți ce? Viață lină, fericită, viață fără de sfârșit. Dragul meu, când umbli cu Dumnezeu, tu ai siguranța veșniciei, tu ai nădejdi veșnice, tu nu ești împodmolit la primul colț de stradă, la prima groapă. Tu știi direcția ta, tu știi traiectoria ta, tu știi finalul tău. Hristos a învins, Hristos a biruit moartea, l-a biruit pe diavol, a biruit păcatul. Lui. Noi nu mai suntem înfrânți. Vine o zi când noi vom fi cu El în mărire și noi avem siguranța aceasta. Nicio o casă de asigurări de aici nu poate să-ți asigure veșnicia. Și dacă le dai sute de mii de euro, Iisus Hristos ne-o dă în dar. Spune că se duce la Tatăl să ne pregătească un loc. Un loc, ca acolo unde e el să fim, și noi. Ce har! Ce har! De aceea cântăm noi despre mărire. De aceea spunem noi ce fericire, ce splendoare, ce bucurie. Pentru că știm ce ne așteaptă la capă de drum. Ne așteaptă Mântuitorul. Ne așteaptă cel care are palmele perforate palmele perforate pe dealul din Golgota, când era jărfit între cer și pământ, când sufletul lui era să și îl dea și spune că vedea o sămânță de urmași. Te vedea pe tine și pe mine și ce se întâmpla cu el pe Golgota? Sufletul lui se înviora. El se înviora pe Golgota pentru că își dădea sufletul pentru noi, își dădea viața pentru noi. Și sufletul lui era plin de glorie, plin de slavă, plin de bucurie, plin de înviorare. Pentru că știa că peste milenii va fi o sămânță de oameni care îl vor recunoaște ca Domn și Dumnezeu și nu se vor plictisi de el, ci vor umbla cu el în fiecare zi a vieții lor. Și pentru aceștia a suferința. Și ce îmi place iarăși în Biblie? Îmi place că acolo, în palma lui, nu știu, în stânga sau în dreapta, probabil că o să-l caut când ajung acolo, Găsești și numele Natanael Costea. Numele meu îi săpat în palmele Domnului Iisus. Numele tău îi săpat în palmele Domnului Iisus. Ce răsplătire, ce binecuvântare, personalizat numele meu săpat în palmele Domnului Iisus. Personalizat numele tău săpat în palmele Domnului Iisus. Nu te cunosc mulțimile, nu ești un star, nu ești un om renumit, dar te cunoaște împăratul. Te cunoaște Dumnezeu dacă umbli cu El. Te cunoaște și te iubește și te poartă pe brațele acestea unde și-a săpat și numele tău. Ca tu să fii copilul Lui pentru veșnicie. Glorie Domnului! Cum să nu iubești un asemenea Dumnezeu? Cum să nu umli cu un asemenea Dumnezeu? Cum să te desprinzi de El? Cum să te saturi de El? Cum să te plictisești de El? Cum să nu îngenunchezi Daitea lui în fiecare zi? Cum să nu-i citești cartea de dragoste în fiecare zi? Cum să nu comunici cu El? Cum să nu faci bine? Cum să nu modelezi viața lui în lumea aceasta? Cum să nu strălucești în întuneric? Cum să te oprești pe cale? Cum să abandonezi? Cum să spui nu mai pot? Acolo s-a tu spune, cei care sunt în casa ta, ei tot mai pot să te laude. Cât timp ești în viață, Dumnezeu își face prezența în casa ta și tu ești în casa Lui și casa Lui e în tine și tu trăiești în El și cât timp El trăiește în tine și tu trăiești în El, tu tot mai poți, tu tot mai poți să-L auzi pe Domnul, tu tot mai poți să-L glorifici, nu ce da pe cale, nu te da bătut, umblă cu Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu. În seara aceasta, în ultima parte, vreau să vă spun că dacă vreți să umblați cu Dumnezeu, trebuie să faceți un lucru. Dacă vreți să scăpați de plictisială, trebuie să faceți un lucru. Dacă vreți să scăpați de golul inimii dumneavoastră, trebuie să faceți un lucru. În Amos 3 cu 3 este un cuvânt atât de frumos, unde n-am să mai dau pagini apoi, scrie acolo că merg oare doi oameni pe același drum, fără ca să fie învoiți? Pot doi oameni să meargă împreună pe un drum fără să mi fie învoiți? Tu vrei să mergi cu Dumnezeu. Vreau să spun că Dumnezeu de mult vrea să meargă cu tine. Dar ca să mergi cu Dumnezeu trebuie să te învoiești și să umbli cu El. El vrea și dacă tu vrei, în seara aceasta trebuie să dați mâna. Și El te poartă de mână prin viața aceasta. Asta e pocăința. Să lași ceea ce ții așa de drag nu știu ce -i. Fie că e păcat, fie că e ceva în firea ta carnală care te atrage și te desparte de Dumnezeu, orice ar fi. Să părăsești, să abandonezi. Să lași chiar plictisiala care ți-a apăsat viața și nu-ți mai dă voie să te rogi, nu-ți mai dă putința să postești, nu-ți mai dă tăria să citești cuvântul lui Dumnezeu. Ești supra-saturat, asculți multe predici și parcă nimic nu mai aduce transformare. Seara aceasta învoiește-te să umbli cu Dumnezeu. Trăim o vreme supra-saturată. Ascultăm multe predici și nu e rău că le ascultăm. Venim la multe programe și Dumnezeu trimite oameni prin care se folosește. Dar cei mai mulți oameni spun, au fost minunat și nu se schimbă. Dragul meu, umblarea noastră cu Dumnezeu trebuie să fie reală, trebuie să fie sinceră, trebuie să fie practică, trebuie să fie zilnică. Enoch a umblat cu Dumnezeu pentru restul vieții lui, în fiecare zi chemarea în seara aceasta este să te învoiești să umbli cu Dumnezeu să te învoiești să umbli cu Dumnezeu și în seara aceasta vreau să-ți dau posibilitatea să faci și tu învoirea aceasta vreau să spun că Dumnezeu de multe ori te-a binecuvântat și nu te-a întors cu mulțumire înaintea Lui Dumnezeu de multe ori ți-a vorbit pe calea șagului și a ales să mergi tot mai departe de El dar vreau în seara aceasta să te învoiești să umbli cu El. Hai înapoi. Hai pe calea cea bună. Pocăiește-te. Desparte-te de rău. Crede că Dumnezeu este viu și adevărat și lasă să schimbe inima ta. Dragul meu, seara aceasta Dumnezeu poate să-ți ia iertare. Nimeni nu te iartă ca Dumnezeu. Nimeni nu-ți dă pacea cum ți-o dă Dumnezeu. Nimeni nu te eliberează de trecutul tău cum te eliberează Dumnezeu bunătatea lui e așa de mare, încât dacă te învoiești să umbli cu el, el alege să nu-și mai aducă aminte de plictisiala ta și de păcatele tale. El alege să își aducă aminte de ceea ce a făcut Hristos și te lasă pe tine să te îmbraci cu Domnul Isus Hristos. Și când te privește, Dumnezeu nu te mai vede pe tine, ci îl vede pe Hristos în tine. Ce identitate, ce carte de vizită să spui sunt copilul Domnului Isus. Sunt copilul Domnului Iisus. Umblu cu Domnul. Umblu cu Domnul. Ce faci? Umblu cu Domnul. Și asta să fie practic și zilnic. O apropiere fără plictisială de Dumnezeu. Dacă te-ai săturat de pocăință, dacă te-ai săturat și ai spus, Doamne, parcă nu mai simt nimic, vreau să spun, tu trebuie să te învoiești să umbli cu Dumnezeu. În fiecare zi a vieții tale. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umblai în ochi în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și tot așa călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în vremea lui și noi, și toți râdeau de el atunci în voie. Dar n-au rămas sub primul curcubeu decât cei care credeau în Dumnezeu, cei care umblau cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în vremea lui Ilie, îndeplinindu i Sfânta lui Solie, și un car de foc l-a dus capii un trofeu să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul Lui, umblând cu El de mână. Și tot așa călătorind mereu, noi vom umbla și în cer cu Dumnezeu. Vreți aceasta? Vă invit să ne ridicăm. Dragii mei, vreau să fac o rugăciune pentru acele persoane care în seara aceasta vor să-și schimbe destinul vieții lor și vor să umble cu Dumnezeu. Dacă până acum n-ai umblat cu Dumnezeu și ai fost un om care credea că ești bine și ți-ai dat seama în seara aceasta că trebuie să te apropii mai mult de Dumnezeu, poate ești un plictisit chiar de pocăință și în seara aceasta ți-ai dat seama că e necesară și vrei să te schimbi. Îți cer în seara aceasta să te învoiești să umbli cu Dumnezeu și vreau să te ajut rugându-mă pentru tine. Dacă vrei lucrul acesta, de la inimă la inimă îți vorbesc. Spunea viitoare eu voi pleca în Australia 12.000 de kilometri. În serile trecute au fost oameni care au fost mântuiți. Dar în seara aceasta, în acea dăltă, în acea mică perioadă a vieții tale, se poate face un punct de reper. Când viața ta este transformată de Isus Hristos. Lasă-L să te schimbe în seara aceasta și începe de la capăt cu El. Dacă sunt persoane care vor să se împace cu Dumnezeu în seara aceasta, care se învoiesc să umble cu Dumnezeu din seara aceasta, vreau acolo sus la balcon, am să încep de sus, vreau să-mi faci un semn cu o mână, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Domnul să vă binecuvânteze, să te ajute Domnul să umbli cu El și Tu, și Tu, Doamnă, și Dumneavoastră. Că mai este cineva la balcon în față, privesc. Vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Văd mâna dumneavoastră, puteți să o lăsați, Doamnă. Și acolo în spate Dumnezeu să lucreze, să se atingă de dumneavoastră. Privesc în partea dreaptă, la cele două balcoade, Dacă sunt fete, tinere, surori, chiar copii, care vor să umble practic cu Dumnezeu în fiecare zi, acolo unde își ridică o mână sus, vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Multe mâini, Domnul să se atingă de tine. Domnul să lucreze. Domnul să lucreze. Mai privesc o dată în partea dreaptă și vin în partea cealaltă. Dacă mai este cineva, hotărăște-te. Învoiește-te să umbli cu Dumnezeu în seara aceasta. Dumnezeu să se atinge de dumneavoastră. Văd mâna dumitale acolo în spate sus. Se atingă Domnul Isus Hristos de tine. Să umbli cu El toată viața. Privesc în partea stângă, la băieți, la frați. Văd mâna ta tinere. Șata, Domnul să te Șata. Domnul te iubește, Domnul te iubește, umblă cu El în fiecare zi. Făi cinste, Domnul. Făi cinste, domnului Iisus Hristos. Văd mâna dumitale acolo în spate. Dacă mai este cineva, privesc în partea asta. Întinde mâna spre Dumnezeu și spune, Doamne, apucă-mă tu de mână. Știu ce pot să fac singur. Știu cum pot să umblu singur, Doamne. Dar dacă Tu mă poți duce de mână prin viața asta și îmi garantez că mă duci în veșnicie, Doamne, mă agăți de Tine. Mă găți de tine și mă țin de tine în seara aceasta. Iartă-mă, curățește-mă, Doamne. Sătul de plictisială, sătul de separare, sătul de gol din inimă. Vreau transformare, vreau sinceritate, vreau viață reală. Te vreau ca Domn și Stăpân al vieții mele. Simt că Dumnezeu lucrează aici. Băieților, nu plecați fără Hristos în seara aceasta de aici. Este timpul hotărârii. Cine mai vrea? Mâna sus. Și Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu să lucreze tinere, să te îmbărbăteze Dumnezeu. Slavă Lui și pe tine. Nu ești prea tânăr, dar Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Bine, cuvântăm numele Său. Privesc în partea dreaptă aici, la partea femeilor. Dacă sunt persoane care vor să se împace cu Dumnezeu, văd mâna dumneavoastră. Dumnezeu să vă atingă și a dumneavoastră, și a ta tânără, și acolo în spate. Aleluia, Iisus Hristos este la lucru. Nu ești prea tânără, Dumnezeu te iubește și pe tine. Dumnezeu te iubește și pe tine. Aleluia. O iau înaintea voastră copii de 5-6 ani. Vreau să vă spun că în luna februarie am fost la Jimbolea, într-o bisericuță mică. Peste 30 de copii, sub 10 ani cred că, s Domnului. Plângeau copiii aceștia și erau cercetați de Duhul lui Dumnezeu. O revărsa Domnul Har peste ei. Nu-i prea tânăr copilul să se întoarcă la Domnul. Câteodată aceștia intră în împărăția lui Dumnezeu înaintea noastră, văd mâna dumneavoastră. Dumnezeu să o binecuvânteze, mă rog și pentru dumitale. Păstrează hotărârea care ai luat-o și dumitale. Umblă cu Dumnezeu. Dacă mai este cineva în partea aceasta, fete, băieți, tineri, care sunteți și la cor, nu contează. Dumnezeu să se atingă de dumneavoastră și acolo în spate. Aleluia! Aleluia! Lucrează Duhul Sfânt. Nu uite în partea stânga mea, în partea bărbaților și în partea tinerilor de aici. Dacă te-ai fost plictisit de Dumnezeu și în seara asta vrei să te împaci cu El și să spui, Doamne, vreau să umblu cu tine. Schimbă-ți viața în seara asta. Nu te mai duc cu golul inimii acasă. Lasă-ți să ți-l umple Domnul. Agață-te de El, învoiește-te să umbli cu El și vei umbla cu El în veșnicie. Dacă vrei aceasta, fă-mi un semn cu mâna, vreau să mă rog pentru tine. Domnul să se atingă de voi, băieți, bărbaților și de tine acolo în spate. Domnul să-ți umple viața de El. Că mai este cineva în partea așa acolo în spate, Dumnezeu să se atingă de dumneavoastră. Sunt multe mâini ridicate, Dumnezeu să se atingă de dumneavoastră. Dumnezeu să transforme viețile dumneavoastră, haleluia. Dacă este cineva aici, văd mâna dumneavoastră văd mâna ta tânără, Domnul să se atingă de tine. Umblă cu El în seara aceasta și din seara asta, hotărește-te pentru El. Nu pleca fără Isus Hristos de aici. Dumnezeu te-a oprit la acest semafor să te conștientizeze că te iubește. Te-am oprit aici să spun, plictisia la vieții tale se poate opri acum. Ia-o de la capăt cu Hristos. Bucură-te de El în viața ta. El ți-aduce bucurie în necazuri, în primejdii, în suferințe, în boli. El va fi cu tine. El este Tata Aval nostru și vrea să se ocupe de sufletul tău. El vrea să umble cu tine în fiecare zi umblă și tu cu El. Vă chem ceva să faceți. Toți cei care ați ridicat o mână și alții care n-ați îndrăznit să o faceți, țineți-o ridicată spre cer. Și mă rog ca Dumnezeu să se atingă de dumneavoastră, Tată iubirii din ceruri, în numele scump al Domnului Isus Hristos, Cel care și-a dat viața pe Golgota pentru păcatele noastre, Doamne, în, în, mâna căruia au fost săpate numele noastre, Doamne, ale fiecăruia, Doamne, venim înaintea Ta, Isuse. Mă rog ca în seara aceasta să-ți îndrepți mâna, Doamne, să ridici pe cei care întind o mână spre Tine în seara aceasta. Doamne, ia hotărârea lor. Ei vor să umble cu tine. Ei s-au săturat de plictiseala vieții, de plictiseala unei pocăințe de forme, Doamne. Și vor practic și zilnic să umble cu tine, Doamne. ajută în credința lor. ajută în apropierea lor de tine, Doamne. Binecuvintează-le sufletul lor. Binecuvintează-le viața lor. Dă-le sănătate dacă au boli. Rezolvă-le problemele dacă le au, Doamne, sus în casele lor. Când vor pune capul pe perii la noapte, să simtă pacea ta, Doamne. Doamne, când vor îngenunchea la capul patului, să simte că Tu ești prezent în odăița lor, Doamne. Primește rugăciunea lor, primește decizia lor, ajută i să te mărturisească gura lor și să spună da, Tu ești Domn cu adevărat, da, Hristoase, vreau să umblu cu Tine, vreau să-mi păcatele, vreau să mă duci în slavă, vreau să fiu copilul Tău, vreau să scap de judecată, vreau să mă ancorez în răsplătirea divină, vreau să mă învoiesc să umblu cu Tine și gestul acesta ridică mâinii, Doamne. Asta înseamnă că ei se învoie să umple cu tine, Doamne. Umplele viața de ființa ta, Doamne. Domnește în viața lor. fi stăpân, Domn și Dumnezeu, Tată. Te onorăm pe tine, te binecuvântăm și îți mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai înviorat. Îți mulțumim, Doamne, că în sărbătoare. Că zeci de oameni în seara aceasta se întorc acasă, Doamne, și vin la Tine, Doamne, și se căiesc înaintea Ta. Primește căința lor, primește pocăința lor, Doamne. scrie numele în cartea vieții și ocupă-te de sufletul lor, Doamne. Îți mulțumesc că ne asculți. Binecuvântează Biserica Elim, binecuvântează finalizarea lucrărilor, păzește muncitorii, dă resurse, Doamne. Binecuvântă aici și toarnă din plidul Tău cel Sfânt, Doamne. Umple pe cei care, Doamne, Sus se încheie cu Tine și au închelegăm cu Tine recent, umple cu Duhul Tău ce Sfânt, Doamne, toarnă binecuvântare, toarnă vindecare, toarnă har, toarnă cuvânt, Doamne Iisuse, înviorează poporul la Elim, Doamne, ajută să caute fața Ta, Doamne, și fața Ta, Doamne, și slava Ta să le cuprindă viața lor, Doamne, să fie schimbați, Doamne, să strălucească lumea aceasta întunecoasă, să vadă lumea că fiecare om care a intrat aici te cunoaște pe tine și tu ești viu și adevărat în viața lor. Tatăl Bine, cerul alături de ceilalți păstori, vreau să ne rugăm, Doamne Iisuse, pentru aceste cauze. Și cu toată biserica, haideți să mijlocim înaintea Domnului. Sunt zeci de cauze aduse înaintea poporului și înaintea Domnului în seara aceasta. Vrem să mijlocim înaintea Tatălui pentru ele. Dumnezeu poate să facă minuni. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Dumnezeu își iubește poporul. Și când doi sau trei se strâng la oaltă să ceară un lucru, noi credem că Dumnezeu îl dă. Și în seara aceasta mijlocim alături de cei în suferință, alături de cei fără serviciu, alături de cei necazi, alături de cei deznădăjduiți. Și cerem intervenția divină. Hristos poate, Hristos este atotputernic, El ne iubește și se implică în viața noastră. Haideți să ne rugăm cu toată, toată adunarea și să-i mulțumim Domnul.